Mă trag acolo în față. Auto-le, bă. Oh, Japonia! Hai că te trebuie bolea așa, ce ai? Bă, nu trec eu. E nebun la cap. Să bați un buton de like power. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un loc cu viețile mele. Vlogul de astăzi, man, avem o frumoasă zi de Paștele Cailor, care să prezinte ok în primă instanță, având în vedere... Hai că camionul purește dacă e. Oprește muzica, o să nu mai iau ăștia. Oprește așa, alo. Am zis frigiderul ăsta, nu? Ce ai nebun la cap. Bă, n-ai frig, n-ai tot în dimineața asta. Zic să nu mai dau drumul la călduri și la ce mai am pe cei șapii ăștia. Că vă buze e voi la ureche, până una alta. Să trai introducerea acestei bune dimineți, intrare activată, da. Ai stat în pauza, am stat mult în pauza, dar e nebun la cap. Lasă-mă, nu mă stresați de minte și de cap. Trebuie să instalăm la GPS-ul și... ce se întâmplă aici, mă? Văzură-ți, mă, fra. Lipit de GPS. Nu m-am murit de vină. Ce-o fi umblă, ce-o fi pe aici? Capacul așa, vedeți, nu stea acolo ea lipit așa. Era pe GPS. Bun, în fine. Treaba în felul următor. Suntem în garaj, bă, nana. Și plecăm. Unde plecăm? Bă, rău am stat ieri, mă, da. Dacă ați văzut vlogul cu... Ce s-a auzut? Dacă ați văzut vlogul cu Mercedes-ul ieri, am dat urât de tot în Mercedes-ul ăla, bă, viața mea, până în Scoția. Și înapoi am stat urât de rău de tot, rău, rău de tot. Cu picioarele la gură, cu picioarele în gură. E greu să stai cu picioarele în gură. Vă spun din propria experiență, acum. Amori a umblat, înțelegeți? Și dacă ea a umblat pe aici, deja s-a murit geaca asta, trebuie să au descurcătură de maț. Ei, cum am mânușile, ori să vină aici în ușa asta. Cât de cât așa corect, plasa o lăsăm aici, plăsuță, drăguță, drăguță, drăgușoară, are curent. Bă, ce greu îmi vine, când aveam potrivit, eu le scoteam din geantă, așa era. Înțelegi acum? Un fel de muncă ai director de bancă ca să bagi cablurile înapoi. Bă, cred că la noi, la șofer s-a inventat lenea. Am o lene pe mine, mai ales diminețele astea. Deci merg la vapor viața mea la Heysham. Nu am ajuns de mult la Heysham acolo. Chiar acum am zis că, bă, Heysham, Heysham, de unde iau eu Heyshamul, Heyshamul, Heyshamul? Păi la Heysham am făcut eu vlogul grele, că m-am certat cu ăla, am trecut cu... Bă, da, ce am evoluat de-a lungul timpului cu vlogurile, bă, viața mea. Eu stau acum și mă uit la vlogurile mele și mă chinu eu și mă uit eu și mă gândesc, bă, dacă de urât le făceam, bă. Și mai comentează oameni care se uită înainte la mine, e, acolo, știi? Și mă gândesc eu, bă, dar urât le făceam, și oamenii toți se uitau la mine, toți se uitau la mine și pe atunci, înțelegi? Da, bă, acum viața mea. Știi? Cum am să bagi bateria încărcat? Să ai baterie la baterii. Baterie la baterie, auzi. Știi? Pe care să verifici. Să scoți telefoanele din ăștia. Telefoane, vezi de telefoane. Și să mă dau jos să verific și un pic ăsta. Deci mergem la mergem la zi-mă, la Middlesbrough, luăm vagon, cred că a venit cu barca din Irlanda, știi? Și mergem la Middlesbrough, nu știu unde, ar trebui să bag și un cod de la Heysham, la oh, așa, să nu adormă GPS-ul, să se încălzească și să trezească, dacă e, știi? Până una alta, unde e? Unde e? E în felul următor, L-A. Eu știu să ajung acolo fără posco, dar zice așa, bă. Că am băgam câte 3 remorci atunci pe seară, pe iarnă, dacă mă aduceți voi aminte. X-e, uite, luat și posco, acolo, exact acolo. Avem o referință pentru o remorcă, 60 de km până acolo, 57 chiar. Înțelegi, mă dau jos să verific și eu ăștia pe aceea și revin în câteva momente. GoPro Stop Recording.
total ce am făcut aici odată să mă bată cu exact în sensul ăsta. Veneam cu o remorcă flatbed, dacă ați văzut vlogurile anterioare unde explic eu ce înseamnă, la probabil știți, remorcă de tip prelată, dar fără prelată, fără acoperiș, e descoperit așa, nu a gabaretii, nu faceți confuzia. Bă, când am văzut aici stânga, au trang, japâr, țâr, se mai dată ca să intre un cheșu, am lucrat și la băieță ăștia. Aici gata, când au trang, trang, mă opresc cu oleaga avarii, ceea ce nu prea indica că băieță vine la sens, dar totuși, să presupunem că să mergem, merg cu 30 de mile la oră în sens maxim, așa că n-au cum să iasă prea tare din sens, știi? Totuși a fost bine cât de cât după sens. M-am oprit acolo, bă, viața mea. Barele alea, stâlpii aia care veneau pe margine la flatbed-uri, poți să bați stâlpii aia pe margine, știi? Că poți să încarci lemn, poți să încarci lemn, înșirate pe asfalt. Noroc că m-am oprit și am văzut despre cum să treaba. HMP-ul ăsta lucrează foarte mult cu Palex, paletin. Înțelegi, ăștia fac un fel de coletărie puternic. Și eu când m-am dus la etud la paletin, m-au trimis să fac job. Uite, la aici e portul, aici se trece în Irlanda, viața mea. Fuge lumea, uite, bă, nu știu pentru ce lume fuge și băiatul ăsta. N-am ce treabă cu el, bă, viața mea, nu știu, bă, că ai piciorul ca pe mâna mea, dar e pe... Și urât fugi, bă. Bă, și ai gâtul la subțire, așa. Aici o să vedeți fel și fel de remorci. Dăm o tură așa prin port să vă arăt așa pe cameră, fel și fel de remorci de încărcături, pentru că v-am obișnuit să vă răsfăț cu vloguri puternice. Va trebui să vă arăt și ce fac aici. S-ar putea să fie furtună pe mare. Sper ca remorca mea să fie deja aici. Un cheș ieșit din tură. Uite ce bate vântul pe mare. Sper să vadă până acolo. Aici de multe ori te bagă la control. Te bagă la control ca să zi. Te controlează, te întreabă dacă ai cuțit, dacă ai nebunii, dacă ai alea. Acum ai văzut cu ăsta aici. O, aici, o, după dumneavoastră și ăsta, o. Aici trebuie să mă bag. El o dorm, să de vreo. Asta e, bă, asta e. Asta e, man. Opri camera aici, că ăștia, de, cum, când am filmat, a trecut acolo, cum venea vaporul și stăteam pe margine acolo, mi-a zis că nu am voie să filmez înăuntru, știi? Și de-aia opri camera, man, de o filmez, mă filmez așa, ca să nu-și dea nimeni seama, înțelegeți? Stați la curent. GoPro, stop recording. Bă, deci acum pe unde e o viața? Trec prin senzorul ăsta de aici, mă? Să nu mă duc încolo, oare? Hai, bă, că trec pe aici, bă. Ca să nu mă duc încolo. Lăsa că acolo ar trebui să fie. E morca, știi? Aude, n-am unde intrare, bă, viața mea, bă. Ce ai? Mă scanez acum, nu știu pentru ce eu intrat pe aici, intru gol, să fiu scanat. Consumă ăștia tușul, imprimanta, mă filmează, mă... Ălea că de, era să mănânc și uscuipitul. Ok, eu aștept aici, a? Bă, aici ce vrei și ce nu vrei găsesc, să mă bată mama, bă! Încolo trebuie să fie, bă, man! Aici găsești, man, de la camioane pe remorci bușite și abandonate până la fel și fel de model de remorci ce poți să găsești pe aici. Acum, noi ne băgăm picole așa, e stop din cauza altului că trec ăștia și transportă trăile în stânga și în dreapta. Bă, îmi spune că le ia cu remorci, le ia cu macaraua. Să le ia cu macaraua, are legate. Container, bă, aia ala de acolo, way out. Păi și way in, unde e, bă, viața? Aaa, trebuia să fiu dincolo de ăla. Lasă că eu pe aici, că nu scrie nimeni, ca să, nu spune nimeni să, să nu șutesc în coan stânga. Înțelegi? O șutesc în coan stânga. Ia uite, bă, nana, ia uite-l-a. Ia uite ce frumos se vede, bă, fra. E parcat legat cu funia. Legat cu funia vaporul. Acolo văd eu o remorcă de-a noastră, ia să vedem. Asta e, mă.
Nu, asta e V200. Noi avem nevoie de HTL 1607. Dacă nu fie aici, o viața mea. HTL 1607. Numai boxuri. Aici e blocaj, mă, n-ai loc să treci încolo, n-ai. N-ai. Hai bă, că am loc să treci pe aici, mă. Hai bă, că eu îmi fac loc, ce ai. Ia uite și remorca mea unde e băgat. Tă-te noroc cu remorca. Hai că te trebuie cu alea așa, ce ai. Bă, nu trec eu. E nebun la cap. Îți place, coxule? Ce-ți mai place să trăiești în suspans? Ce scarcă și acum caraua, man, containerele. Asta e o barcă mai mică, mă. Asta e barcă mai mică, transportă containere mici. Înțelegi? Ăla vine pe mine, mă. GoPro stop recording. Nu, nu. Mă gândesc că vine pe mine să dau camera lui după cap, știi? Să nu caut scandal cu ăștia pe cei, man. Că mă trebuie că-mi dau ăștia bani pe GB Import, știi? Mă trebuie că-mi dau ăștia bani pe GB Import și e greu. Stai, să stai cu banul dat. Uite ce merg aia pe acolo, băieți. Băieți îmbrăcați în galben. Sau în galbin, să zică careva. Stai să ridic o țărișică sus, că e gros o problemă dacă nu ridic. Vedem cu ce suntem încărcați. Uite, vezi cum ia, uite, vezi cum ia containerele. Băi, eu nu pot să ridic mai mult de data, trebuie să las din picioare un pic, bă. Las din picioare un pic, că nu pot să ridic mai mult de data. Vezi, picioarele încă sunt pe pământ. Așa, așa rup picioarele, man. Așa strâng picioarele la remorcă. Înțelegi? Așa tu ce faci, fiind vagabond și interlop? Nu dai în spate. Interlop pe tir. Fiind interlop pe tir, nu dai în spate. Dai picioare pe mic. Și las jos. Păi lasă, lasă jos, acum se lasă. Așa, hai. Da. Și o las jos. O las jos ca să nu dai și să strâng picioarele. Dacă rup piciorul, după aia faci din aia, vreau rup piciorul, vreau rup piciorul, știi? Și e greu. Hai, da, mă. Când începe la să pâse, înseamnă că pernele de pe camion preia greutatea, știi? Și ar putea dai pe mare. Sau nu, să nu pâse, bă. Nu pus eu sau. Păi te vezi, erau sub presiune uleacă. Înțelegi? Acum tu pui ăsta înapoi. Știi? Dai în spate. Au ce fac ea cu macaraua, mană. Iată la ce frumos e, te vezi? Ce face la cu macaraua acolo? Fac-o. Filmez așa, să iau pe un cadru șmecher. E? Ce șofer ești al doare la bască, vă sta acolo sus. Nu leagă chinci. Are om care îi leagă, o viața, na? Până și ștrapul ăla și zi. Lanțul ăla cu care el manevrează treaba. E grea remorca. Au ce cântă. Auzi, mai vine un vapor. Ăla e mare, ăsta e mic. Ia mă să vedem ce e remorca asta acum. Și cum
procedăm cu ea. Bine, eu știu cum ce trebuie. Cam cum ar trebui să procedez cu ea. Știi? Știu cam cum să procedez cu ea. Se bag cablul după aia să mă se văce înăuntru. Se iau actele după o parte. Înțelegi? S-o alimentez cu aer până una dată, să vadă așa cum e să fii alimentată. Urdă-i pantalonii, mă frecai de capul, remuri. Bata, mano. Rocu să câștig la loto. Și la loto. Bă, dacă aș avea măcar 500.000 de coco. Bă, dacă 500.000 de coco aș face mâine și aș avea, ia și vezi, aș trăi o viață. Deci 500.000 de coco, dacă aș avea, o viață aș trăi liniștit. 500, nu mai mult, 500. Bă, e 500. Nu, 500 ca asta. Ca stres fără griji, 500.000 mi-ar trebui. Să-ți ții picioarele. Cauciucuri are, băi, nouă rămân ca ce-i. Ce-i oia? Ia mă, ce-i. Părul va fi grea. Oh! Japonia! Oh, Japonia! Asta mama, băi. Japonia, bă! Oh, Japonia! Water paint. Apă pentru zugrăvit. Chingile sunt puse, viața. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Deci asta aș face balans. Asta e marfă cu balans. Pentru că e apă. Să rupem balans în figuri, remorca asta. Să rupe în balans. Rupe, rupe-te în balans. Rupe-te în balans. Numărul de matricul, să-l pun. Să verific. Văd că pană nu am. Dar totuși e destul de grea remorca, vezi? Roata asta pare. Dar poate fi în groapă, știi? Aici am actele. Așa. Luăm de aici afară. Scoate-l afară. Au. Așa. Număr de matriculare mai trebuie. Gai, siguranța e pusă. Trebuie numărul de matriculare. Stai așa. Să... Ce aveți, bă? De țăpați așa. Fiți-o cu minți. Unde-o ăsta? Te blochez ușa din partea aia ca să iau ăla. Și să activez avarie. Au ce cară. Lasă parcă în partea aia acolo, vezi? Bă, dar cât e de mare, bă. Cât e de mare, bă, asta norocul. Vedeți, remorca asta are picioare. Ai văzut? Japonia. Bă, ce s-ar pe asta în panu? Tramă în față și mai vezi și coat. Știi? Nu cred că e panu. Dacă era pană, s-a legea praful de când stăia aceea, dai seama. Pur și simplu e mai mult greoată pe față. Un pic. Știi? Fain aici am portul ăsta. Îmi dau mai așa o țărmă în față. Ăla cred că vorbește pe stație asta din vapor, nu știu pe stație cu ladica. Cu ăla sus din Macara. N-are mare aer deloc, bă. Se poate să vorbească pe stație cu ăla din Macara, ha?
Iată la anul coxului Japonia, uite cum întoarce vaporul, a? A? Hai pe Irlanda, hai așa. Cât de fain descarcă, vezi? Ăla vine, îl ia cu moto. Dar moto de la mai mare. Știi? Sper să vedeți și voi bine. E o plăcere să stai așa, să te uiți de aici. Cum muncesc. Cred că cum stai și voi și uitați la mine. Tot așa, cam pe stil Japonia. Asta e încărcat cu apă, bă, să vezi balans ce face ăsta viața mea. Da? Mă trag acolo în față. Auto-le, bă, cât de fain e, bă, pra. Ha? Spune-ți voi. Japonia. Să mă, să vedem dacă să mă uit la roata aia acolo, că mi s-a părut cam desumflată, știi? La cât e încărcat, dacă face explozie viața mea, Doamne ferește, nu dureza nimeni. E la aia care mă înjură. De partea asta e bine. De partea asta e bine, hai pe asta, să vedem pe asta. E bine și aici, man. Ei, fraie, vă las, nană. Și ne auzim la descărcare, bine? Uitați să pigeți butonul de like, să-mi băgați și mie un follow pe Insta, pe pagina de Facebook Adrian Coș, unde este 70.000 aproape, că poate și mai bine când o să vedeți voi vlogul ăsta. Să bați un buton de like power și ne auzim, multă pace. GoPro stop recording.